Care este cel mai valoros cadou pe care îl poți face copilului tău de ziua copiilor? Dar de fapt nu doar de ziua copiilor, ci atunci când vrei să-i faci un cadou. Care este acest cadou atât de valoros și cum de costă doar 0,0 lei? Dragii mei, ascultați aici, în acest video, în acest mesaj, vreau să vă povestesc, vreau să vă spun, vreau să vă dau motivele pentru care cititul în fața copiilor voștri este cel mai valoros cadou pe care îl puteți face. Ceau, sunt văd cu Mihnea din Beijing și uite, este 1 iunie, este ziua copiilor, bineînțeles, și noi astăzi am avut aici o activitate cu copiii noștri în Beijing. Ce am făcut? Am invitat niște foși colegi care au și ei doi copii, prietenii copiilor și au venit și ei și au venit la noi și s-au jucat. Ei bine, la un moment dat, chiar la început, când, când aduceam niște apă pentru părinți, când se se instalau copiii lor, tatăl celor doi copii, un, un director de școală, băiat profesor foarte, foarte deștept cu... Cu masterat la Harvard, zice, l-a întrebat pe Zaharia, zice, zice, Zaharia, haide, care este cartea ta favorită, hai adu -o aici să, să, să ți-o citesc și ție, să vă citesc tuturor. Și uite, Zaharia s-a dus și-a luat din bibliotecă o carte de Dr. Seuss, Green Eggs and Ham și i-a dat-o la tătic și uite, toți copiii, toți cei patru copii s-au urcat pe canapea și tăticul a început să citească o cărțulie așa pentru copii. Inclusiv Matei stătea și el acolo și asculta și și pruncii directorului și pruncii colegului nostru și Zaharia și Matei stăteau și Citeau și ascultau povestea și au stat acolo până a terminat povestea, timp de 5-10 minute, după care de fapt au trecut la o altă poveste din acea serie de Dr. Seuss. Deci, dragii mei, cel mai frumos, cel mai valoros cadou pe care îl putem face copiilor este să îi expunem cititului. Și în acest video vreau să vă povestesc de ce este de fapt important să citim noi în fața copiilor. Fii atent, este deja seară, este aproape ora 10 seara, m-am uitat, am pus copiii la, la culcare, Zaharia a fost la un târg, cum Matei am fost, că el dormea, după aia l-am scos afară în par lângă un lac și am venit la spre seară pe, pe, internet să, să trimit niște mesaje și uite, am găsit aici la prietenul și fostul meu coleg de liceu, voiam voi cu vedeți că a dat și el aici un like în, la această postare de la de la librăria Alexandria librării un, a dat share acestui mesaj și mesajul care așa mi-a sărit imediat în ochi a spus citește copilului tău copilul tău îți va urma exemplul, nu sfatul, este fantastic de, de important mesajul de câte ori aud părinții de la școală vin de aici, domn profesor, cum să fac copilul meu să citească mai mult? Că mă întreabă ce, da, domn profesor, cum să-l fac să învețe, să fie mai fluent în limba engleză, să învețe mai mult, cum să, să -și îmbunătățească vocabularul? Zice, cum, cum, ce să fac, să-l mai dau la meditație, ce, ce programel să, ce aplicație să-i dau, la ce program să-l înscriu? Zic, cumpără o carte, și pune cartea în mână și citește. A, da, bine, o, oh, dar nu vrea să citească. Păi zic, în casă, aveți bibliotecă? M are el pe iPad. Nu zic, aveți bibliotecă fizică în casă? Stați loc, stați voi jos și citiți. Stă, aveți așa o cultură a cititului în familie. O, pai, păi nu, nu, că nu avem timp. Păi așa atunci, cum vrei să-și citească pruncul dacă... El nu te vede pe tine citind. Ce te vede pe tine? Că te uiți la telefon și el se uită la telefonul lui. Că ești pe, pe iPad și el este tot pe iPad-ul tău, pe iPad-ul lui. De aceea, uite ce mesaj fantastic aici de la Alexandria Librării, citește copilul tău, îți va urma exemplul, nu sfatul. Degeaba zice părintele, hai mă, du-te și mai pune mâna pe carte și citește, dacă tu, ca părinte, nu citești. De ce să citească copilul? Că nu vede exemplul de la tine. Și nu, deci eu nu am nicio legătură cu această librărie, nu cred că există în Arad, nu, nu, am, nu am absolut niciun beneficiu prin prezentarea și promovarea acestui post, de această postare a lor. Dar uite așa de curiozitate, m-am uitat la ei pe website și văd aici titlul mesajului este Dacă nu citești la timp, înțelegi prea târziu. Și m-am uitat un pic la ei pe website, zic, zi, hai să văd de ce, ce cărți au. Și am văzut că practic ăsta este motoul lor. Dacă nu citești la timp, înțelegi prea târziu. Am mers la ei librăriile alexandria.ro Adică când la timp, acum, astăzi în acest moment. Dacă citești mâine, poimine, peste 2 ani, peste 3 ani, vei înțelege mai târziu ceea ce ai fi putut înțeles acum, astăzi. Nu mâine, nu pui mâine, nu peste 3 ani de zile. Deci să ne întoarcem atunci la acest mesaj. Oameni buni, cel mai frumos cadou pe care îl putem face copiilor noștri și care nu costă nimic este să le arătăm lor, că și noi stăm cu cartea în mână, că și noi ne place să citim, că și noi, și noi trăim aceeași, ace, același adevăr, trăim același, același ideal pe care dorim să îl, îl, îl dăm copiilor. A, că uite, că a spus domnul profesor să, să mai pui mâna pe carte și să mai citesc. Să citești nu! nu citești pentru că a spus domnul profesor citești pentru că uite așa face mami, așa face și tati există o bibliotecă în casă, există un loc de citire, există niște perne așa o, o zonă unde stai frumos și citești și ce se întâmplă dacă citești? Copilul copilul va copia și el comportamentul tău și uite să vă spun într-o seară Zaharia era cu, cu cărticica lui răsfoial peste această carte imensă ca, pe care o avem cu zice, cars, trains and planes, mașini, trenuri și avioane, cu poze foarte, foarte faine cu avioane și te uite la trenul și eu citeam, eu răsfoiam această carte, uite aici, o istorie scurtă a trenurilor și el, timp ce răsfoiam, hai să-ți să dau timp și să, să înainte de culcare, te răsfăiești tu să citești tu ceva și după să citesc eu povestirea ta și între timp mai citesc și eu ceva. Pur și simplu, nu n am avut niciun plan hai că să citesc în fața lui să vadă că și tati citește. Nu, pur și simplu, că adică vreau eu să răsfăiesc cartea asta și uite, am aici avem 10-15 minute că se uită Zaharia pe, pe carte și fii atent ce a făcut a abandonat cartea lui și a zis, dadi, dadi, tati, tati vreau cartea ta, Vreau să vă tu ce citești. Și atunci a luat cartea mea și fii atent, asta este cartea aici serioasă cu, cu paragrafe, cu, cu detalii, carte de istorie. Și a început să răsfoiască și peste tot locul unde erau poze, mă întreba ce e aici, ce e aici și am început să-i explic. Și alaltă ieri când i-am prins pe copii la mine în birou, au, au dat în val aici Matei să juca cu cablurile și Zaharia era în pupa aici lângă geam și uite răsfoia cartea asta când m-a văzut a zis daddy uite aici accidentul din Paris uite podul pentru că ne-am uitat aici la niște povești despre accidente și despre poduri deci ce fac copiii dacă te văd că citești copiază și el exact modelul pe care îl, îl dai lor deci, vedeți, este foarte, foarte important ca acești copii ai noștri să ne vadă pe noi că citim. Vrei ca copilul tău să citească mai mult sau să citească, să punem mâna pe o carte? Ei bine, le trebuie un model. Și modelul cel mai bun, modelul cel mai eficient ești tu ca părinte, ca bunic, ca frate, surioară, vecin, profesor. Spuneți-mi, Citiți în fața copiilor voștri sau nu. Ciao-ciao, ceau, ceau. pe data viitoare!